spectacolul organizat și anul acesta sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, în deschiderea manifestărilor derulate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a devenit deja o tradiție. Ajuns la cea de-a 14-a ediție, evenimentul intitulat Deschide ochii, deschide inima este an de an mai mult decât un spectacol și o expoziție cu produse handmade, în care artiștii nu sunt alții decât beneficiari ai centrelor sociale din județ aflate în subordinea DGASPC. Sunt pentru a patra oară consecutivă alături de voi în această zi deosebită și o fac de fiecare dată cu drag și cu mari emoții. Cu foarte mari emoții pentru că astăzi este despre voi, voi cei care ne învățați că orice barieră poate fi trecută, voi cei care ne învățați că din orice dizabilitate se face o abilitate, voi care ne învățați de fiecare dată că trebuie să ne bucurăm de lucruri mărunte, de lucruri aproape sufletului nostru. Și nu în ultimul rând, aș vrea să urez sărbători fericite, să vă urez vouă sărbători fericite tuturor, dar și colegilor mei, tuturor acestor oameni care cu inima deschisă sunt alături și vă susțin în tot ceea ce faceți în viață. Vă mulțumesc, sărbători fericite, la mulți ani, dragii mei, la mulți ani tuturor persoanelor cu dizabilități din România și din lume. Cu costume și măști populare, cu recuzită realizată de beneficiarii centrelor de copii și adulți din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și după zeci de ore de repetiții, persoanele cu dizabilități au avut prilejul cu ocazia spectacolului să arate că sunt oameni care pun suflet, speranță și dragoste în tot ceea ce fac și merită să fie văzuți și apreciați. Invitatul special al spectacolului a fost îndrăgitul artist Călim Brăteanu. A venit Crăciun. Cu alai de fulgi de nea, a venit Crăciunul, sărbătoare în inima mea. A venit Crăciunul, desprins parcă dintr-o stea. A venit Crăciunul, râde iar inima mea. Unde ești, copilărie? Unde au plecat toți anii? Spune-mi unde ai putea fi de găsit. Unde-i vremea când plângând mă prindeam de gâtul mamei și mă minunam de pradul podorit? E rândul vostru, da? Lai, lai, lai. Din viața mea ai rupt atâtea file, atâtea nopți și tot atâtea zile, atâtea răsărituri ce se scurg, încât mi-a mai rămas doar un amurg. Sunt un pretext de bine găunos, mi-ai luat tot ce a putut fi mai frumos și în schimb mi-ai dat o vârstă mult prea grea decât mai pot pe umeri a purta. Vine iarăși iarna, ninge afară, ninge. Mulți copii afară sunt, laudă colinde. Doar bunica stă în casă, spune o poveste. Vin trimite Sfântul să ne încerce mila. Let's go.
Evenimentul a avut menirea de a atrage atenția asupra acestor oameni speciali, asupra talentului și pasiunilor, promovarea unei mai bune înțelegeri cu privire la problemele cu care se confruntă aceste persoane, o ocazie de schimbare a atitudinii față de persoanele cu dizabilități, pentru că mulți dintre ei sunt adevărate modele de curaj și tenacitate, depășindu-și limitele în fiecare zi. Participanții la eveniment au avut posibilitatea ca pe lângă spectacol să admire și o expoziție cu vânzare organizată cu obiecte și suveniruri realizate de aceleași persoane cu nevoi speciale, dar foarte talentate, de la Centrul Terapeutic Modular Amadeus Siret, Complexul Terapeutic Blaidorf o Nouă Viață, Institutul Bucovina și Clubul Împreună, Fara Suceava, Asociația Freamăt de Speranță Câmpul Lung Moldovenesc, Fundația Ortopraxia Suceava și centrele de la Mitocul Dragomirnei, Todireș, Costâna, Siret, Pojorâta, Sasca Mică și Centrul Zvorâștea. Pe dealuri, împrejur, îndepărtare, ca fantasme albi plopii, înșirați se pierd în zare. Și pe întinderea pustie, fără urme, fără drum, se văd satele pierdute sub căbuci albi de fum. Evenimentul s-a desfășurat pe data de 3 decembrie, când se marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.